Și ce spune lista asta? Filmați-l și voi. Ce? Deci în listă eu nu sunt. Dar presa are acces sau nu? Pe în față, pe acolo. Arătați-mi un regulament, ceva care interzice accesul. Nu sunteți înscriși în listă. Doamnă, în mod normal, dacă este o încheiere, vreau să o contest. Chemați un ofițer de presă, chemați un șef de instituție, vreau să vorbesc cu cineva. După ședință. Doamnă, nu există după ședință, eu vreau să contez documentul, eu nu stau. Eu vreau acces la o ședință publică. Dacă nu e publică, dați-mi un document să-l contest. Dacă nu e publică. Noi avem document să... Arătați-mi mie. Pentru pas, dar documentul celălalt care... Documentul care nu permite, arătați-mi-l și mie, doamnă. Sunteți obligată, mi-ați interzis acces într-o instituție publică, nu trebuie îngrădit accesul decât în baza legii. Chemați să vină cineva din administrație. Mulțumesc. Accesul în instituții publice nimeni nu l-a anulat, doamnă. Într-o repet în față, pe cea toți jurnaliștii. Până atunci trebuie să existe un document care interzice accesul. Dacă nu e document, înseamnă că e ilegal, e samovolnicie și asta se pedepsește. Accesul conform listei care e o dată. Om bun, lista nu înseamnă acces la informație. Lista e bătaie de joc. Cântați-vă, nu vorbești. Accesul la informație e în baza legii, nu e în baza listei. Ce părere aveți despre faptul că nu lasă presa la astfel de ședințe publice? Nu știu, nu sunt la curent. Păi nu sunteți la curent, dar noi nu putem asista la dezbatere, nu putem adresa întrebări. Îți pare corect asta? Nu cine a dat instrucțiunea? Spuneți-mi numele. Frumos, dar cine a dat instrucțiunea? Azi deloc nu trece nimic. Cine a dat instrucțiunea, doamnă? Da, dar cine a dat instrucțiunea? Paza de la intrarea în instituție nu lasă presa. Ce părere aveți, domnul Avornic? Vie în cot, așa-i? Șina cu care vine Avornic la ședință. Eu cred că trebuie să fie lăsată presa la ședințele publice. Și iată, am ajuns când doi polițiști iau decizie în numele CSM. Nu vi se pare anormală chestia asta? Voi vedea de acum ce spune administrația. Totuși, legal, într-o instituție publică. Într-o nu trebuie... instituție publică, presa trebuie să aibă acces la instituție. Păi hai să încercăm. Haideți. Deci, dar de ce nu intră? În ce bază, doamne? Trebuie să invocați temeiul legal. Domnul Cârnaț, gata? V-ați spălat pe mâini? Eu mi-am făcut datorie. V-ați făcut datorie. Verificați dacă asta e legal, măcar. Nu spate, că altfel nu putem asista la ședință, domnul Cârnaț. Ce rușine. Ce rușine. Domn Turcan, ce părere aveți despre faptul că presa nu poate intra la ședințele publice în care se discută chestiuni de interes maxim pentru societate? Nu comentați. Nu comentați. Ați vrea să asisti presa la discuția pe subiectul dumneavoastră? Vă doresc cu zi. Deci aveți și dumneavoastră secrete. Ion Turcan. Iată, Ion Turcan nu are acces, Brega nu are acces. Doar paza de la Consiliul Magistraturii se interesează de protestul meu. Văd că ceilalți nu prea le pasă.